Memorandumul aprobat de guvernul Orban cu privire la ajutorul de stat de 1,2 miliarde de lei pe care îl va primi complexul energetic Oltenia nu este altceva decât o copie a unui alt memorandum din 2015 întocmit pentru complexul energetic Hunedoara. În urma acestuia, compania energetică din Hunedoara trebuie să dea înapoi banii la stat după ce Comisia Europeană a realizat că restructurarea promisă de CEH nu s-a făcut. Este un model pe care îl va urma și complexul energetic Oltenia, a spus Ion Răuț, fost director în CEO, într-o intervenție telefonică la Sud FM. În opinia sa, producătorul de energie din Gorj va avea aceeași soartă cu a complexului energetic Hunedoara, fiind obligat ca la un moment dat să dea banii înapoi, ceea ce ar duce la punerea CEO pe butuci. Cu foarte mici modificări, dar în esență, ceea ce se vizează prin memorandumul pentru salvarea CEO Oltenia este exact același lucru. Numai că istoria a lăsat, după memorandumul de la Combinatul Energetic Hunedoara, o situație foarte, foarte complicată, pentru că s-a ajuns după ce n-au putut să plătească în 6 luni împrumutul, să fie monitorizat de către Comisia Europeană cu privire la programul de restructurare. Ion Răuț explică ce se va întâmpla la complexul energetic Oltenia, mai ales că pașii sunt deja cunoscuți, având în vedere că actualul memorandum este o copie fidelă a celui din 2015 realizat pentru complexul Hunedoara. Pentru că ei au urmat, într-adevăr, pașii pe care nici complexul energetic Oltenia nu poate evita. Vă dați seama, 1200 de miliarde vechi, să zicem, în sfârșit, 1.200.000 noi, pardon, sunt 12.000 de miliarde vechi, noi vor putea plăti cu siguranță. Și atunci toată lumea, așa de formă, a zis, da, luăm un împrumut, pentru că împrumutul, știți, ci în termen se înțelege că ar fi ceva de dat înapoi. Nu se va da nimic înapoi și se va trece la acel program de restructurare. La Hunedoara, programul de restructurare a fost urmărit de către Comisia Europeană, care după 4 ani de zile, în toamna anului trecut, a constatat că acesta nu a fost implementat. Prin urmare, statul român are obligația să recupereze banii de la CEE Hunedoara. Acest lucru înseamnă, practic, înmormântarea companiei din județul vecin, a mai concluzionat Ion Răuț.